Barca a fost detectată duminică în jurul orei 23 la 12 mile marine pe direcția localității Mangalia. Bărbatul a fost adus la bordul navei Poliției de Frontieră și, deoarece prezenta semne de deshidratare și hipotermie, a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar ambarcațiunea a fost remorcată până în portul Mangalia. În urma verificărilor s-a constatat că persoana în cauză este cetățean din Belarus, în vârstă de 56 de ani, care a declarat că a plecat din Ucraina de pe o plajă aflată la 30 de kilometri de Odessa, la sfârșitul lunii trecute, la bordul mijlocului naval improvizat și intenționa să ajungă în America de Sud. Bărbatul a fost predat serviciului pentru imigrări Constanța, iar polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de intrare în țară prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat.